Alo, Elena? Da. Sărut mâinile de la Neața, te deranjăm. Bună dimineața. Am sunat, opriți-l pe Vlăduț, mulțumesc. Am sunat ca să-ți tușim la telefon, unu, și doi, ca să-ți spunem să ai o zi frumoasă. Mulțumesc. Te pupăm. În ce oraș am? În ce oraș ești? Din Brașov. Ești din Brașov acum? Da. Cum e vremea, Vanis? Ani, urât. Cum anii sunt? Cum adică urât? Hai, că e drăguț. E fric, e urât. E la Brașov, e singurul loc. Da. Dacă se mai spune Brașov sau tot așa îi se spune Iașov? Și, cred că. Da, îi se mai spune și Girașov? De-aia n-am auzit. Da, aveți cele mai multe sensuri giratorii din lumea asta. Sunt convinsă. Cum crezi că va arăta ziua asta pentru tine, Elena? O să o petrec cu familia, nimic deosebit. Ok. Îți aducem un plus și în casă și lângă brad. Avem un box de vin de la Via Viticola Sarica Niculițel. Mulțumesc! Este și un test de dicție pentru prezentatori. O să ajungă la tine cu siguranță până de Crăciun, după ce ne lași adresa, ca să ne organizăm cu moșu. Da, mulțumesc mult de tot, mulțumesc. Aveți bebel acasă? Da. Cât are? Un an și 5 luni. A, păi nu mai e bebel. Nu e chiar. Păi și unde închizi? Bănuiesc acum, chiar el zice, mă, lasă-mi milion și dacă aveți treabă, plecați. Da. Și lasă-mi telecomanda să dau pe Răzvan și Danic. Așa se face la... Da. Te pupăm, îți mulțumim că te uiți la Neața. Multe mămici se uită la Neața. Să ai o zi excelentă! Mulțumesc, la fel! Scuze! Avem o piesă pentru tine! Asta zic. Da. Era să o sărim. Mai știi când ne-ai scris ce piesă ți-ai ales? Smiley, aprinde scânteia. Piesa asta e pentru tine și numai pentru tine. Mulțumesc! Îți mulțumim că te uiți la Neața! Picel.